un meticulos arbore genealogic ne arată care sunt neamurile lui Iisus, fiul lui David, fiul lui Avram. Vedeți ce frumos? Și aici avem o înșiruire frumoasă de nume pe care l-ați auzit citit în liturghie, dar vom merge pe prima esență. Așadar, toate neamurile de la Avram până la David sunt 14, deci numărul de generații. De la David până la strămutarea în Babilon sunt alte 14. Ce ar vrea să spun aici Sfânta Scriptură? De la Avram și până la David. Avram, părintele înălțimilor, Avram care l-a primit pe Hristos cândva în întreaga Sfântă Treime, prin cei trei tineri la stejarul Mamri, este cel care și-a lăsat pământul, averea, bogățiile și-a luat turmele și s-a îndreptat spre Hebron, plecând din Urul Haldeei și ajungând unde este astăzi original locul stejarului Mamri, la porunca lui Dumnezeu. Acest Avram a avut un legământ cu Dumnezeu, tăierea împrejur sau primul botez al legii celei vechi. Toată partea bărbătească să se taie împrejur și acesta este legământul vostru cu mine, cu Dumnezeu. De ce vorbește de David? David este singurul care păstrează integral cele două seminții, Iuda și Beniamin, din care va veni Iisus Hristos, sceptrul din Iuda, stea din Iacov. Celelalte 10 seminții se răzvrătesc și pleacă. David a avut regatul cel mai mare, de aceea Solomon, neavând lupte, a avut timp să construiască acea măreție de templu, din care azi mai avem un singur zid, unde evreii se duc și-și amintesc de vechiul loc unde se aduceau jertfele la templu în Ierusalim. Și spune mai departe că de la David și până la plecarea în Babilon, de ce vorbește de plecarea în Babilon? Momentul de decădere a poporului evreu. Și ce înseamnă momentul de decădere a poporului evreu? Dacă o să citiți în Vechiul Testament, chiar și pe la Ezechiel și chiar și pe la Isaia și pe la alți profeți, vezi, chiar pe la Ieremia, veți vedea că începuse la un moment dat, hai că să facem o comparație ușoară, cum am avea noi astăzi rupturile acestea neocreștine, începuse și evreii să aibă altare peste tot, începuse și evreii să aibă profeți care spuneau și tălmăceau ceea ce le plăcea poporului să asculte, că ați văzut că și astăzi uneori, dacă îți permiți să-i spui omului ceva care l-ar deranja, apare acea prima amenințare exact ca în familie. Dacă mă mai jicnești odată, dau divorț. Dacă mai mă luați odată tare, nu mai vin la biserică. Deci este divorțul de Duhul Sfânt, de Dumnezeu. Ei, cam același lucru îl făceau și evreii în vremea respectivă, se deduse la toate relele, dacă citim la Eli preotul, vedem cum fiii lui mânca carnea nefiartă, nejerfită, nu puneau grăsimea pe jerfelnice să ardă ca să vină mirosul de mireasmă duhovnicească, se deduse la curvărie acolo la templu. Deci suficiente stricăciuni care arătau o viață imorală, ticăloasă, despre care Dumnezeu în momentul când și-a ieșit din fire, Samuel fiind mititel la templu, l-a strigat, i-a spus pe nume, Samuile, Samuile, profetul mititel a spus robul, el s-a dus la Eli și a zis, uite ce aud eu, și a spus, când mai auzi odată vorba asta, tu să spui, Doamne, poruncește robul tău, ascultă. Și ce credeți că îi spune Dumnezeu lui Samuel? Spune-i lui Eli preotul că dacă îi voi vorbi a treia oară, o să-i trosnească urechile. Acel trosne de ureche a preotului Eli a fost de fapt un accident vascular în clipa când a auzit de la cercetașul de pe câmpul de luptă, curierul care aducea informațiile
cum merge lupta pe câmpul de luptă, a aflat că sicriul legii este în robie luat, iar fiii lui, Ofni și Finehas, care erau primii în față și duceau nepotismul acesta preoțesc și duceau ăla, sicriul pe drugi de aur, au fost scurtați de capete, deci au fost omorâți. Și atunci aceasta a fost pedeapsa pentru care bătrânul preot a și căzut și a murit. A făcut acel accident vascular și a murit pe loc, sau cum îi spunem noi azi, anevrism. Mai departe, vorbește de strămutarea în Babilon, spune așa, iar de la strămutarea în Babilon până la Hristos, alte 14 neamuri. De ce vorbim de la strămutarea în Babilon și până la Hristos alte 14 neamuri? Pentru că în timpul cât au fost în Babilon, evreii au început să plângă Domnului. Și ce le poruncește Domnul? Le poruncește ceea ce nu va veni dumneavoastră să credeți. Dacă mâine am auzit o voce din cer, ascultați de cutare sau ascultați de cutare sau ascultați de cutare, dar ăla să fie de altă religie sau de altă confesiune, ai spune, domnule, asta e înșelare de la draci, știi, noi avem perfecțiunea aceea în oase, litera și duhul și spiritul legii, în care noi suntem atât de perfecți în rațiune, încât nu putem greși. Iată că Dumnezeu își permite în calitate de creator și de păzitor a poporului legii celei vechi și le spune așa: robul meu Nabucodonosor este biciul meu peste voi, pentru că n-am avut altul și mai rău ca să vă dau. Și același lucru îl trăim și noi creștinii de astăzi, din 1989 încoace, sau dacă vreți din 1940 încoace, sau dacă vreți din 1920 încoace, de când doriți dumneavoastră, ca să vorbim de Imperiul Comunist și apoi de Libertatea Democratică, tăvălugeala aceasta homofilă care trece și strică toate valorile și creează o singură cărare, cum se spune, păcatul, pofta, plăcerea, libertatea, permisivitatea, libertinajul și tot ce dorim noi și ne dorim să avem, nu noi, poate cei care își doresc sau vor să-și dorească. Și în momentul respectiv le spune, dacă n-ascultați de el, vă va fi rău. Ca să vă salvați poporul, slujiți-l pe Nabucodonosor exact cum mă slujiți pe mine. De ce? Cine se împotrivea poruncii babilonienilor când i-au cucerit pe evrei, era omorât. Și atunci, acel Daniel care l-am sărbătorit, că nu întâmplător e pus în postul Crăciunului, profetul Daniel, ce era? Era ministrul la Nabucodonosor. Era unul din oamenii de vază de la curtea lui. Are pe cei trei tineri care n-au vrut să închine jertfele idolești, fiind părâți, cum spune acolo, cuptorului de aur din câmpul de Ira, dacă citiți la canoane, este câteodată irmosul pus. Deci era vorba de o matahală de idol din lemn care se încingea cu flăcări și s-arunca carnea el să sfârâiască. Erau copii ale jertfelor Vechiului Testament, dar erau asemănătoare. Și ei au refuzat și atunci au fost aruncați tinerii în foc. Dar pentru că au avut credința, Azaria, Misail și Zaharia, parcă, dacă nu mă înșel, sper să nu fi greșit vreunul din nume, ce au făcut? S-au rugat, cuptorul s-a prefăcut în rouă, deci ardea, și ei nu se mistuiau, stăteau ca la umbră. Aceasta l-a convins pe Nabucodonosor că acest popor are un Dumnezeu adevărat. Și bineînțeles, în momentul când trec cei 70 de ani de robie, iată că o parte din poporul lui Israel se mai întoarce în Ierusalim, dar o parte nu se mai întoarce în Ierusalim. În vremea lui Cirus se va petrece aceasta, despre el scrie și în Scriptură că el este omul ales, împăratul îi crește inima că în cărțile Vechiului Testament scrie despre el și eliberează, dacă Nabucodonosor le-a luat tot ce a fost aur la templu
așa cum au trecut cândva și comuniștii și au cules tot ce era tezaure și au pus în muzee de istorie sau au pus în, sau au pus în vitrine spre expunere științifică, exponate istorice și așa mai departe, Nabucodonosor a fost mai păgân la mațe. Nabucodonosor bea vinul din cupele de aur, mânca fripturile din talgerile de aur, din vasele templului își făcuse uzul bucătăriei sale, adică să arate cât de mult îl, cât de mult îl ignoră pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu s-a supărat, ci din contra simțea că prin acest comportament al lui Nabucodonosor de nepăsare și de ieșire din fire, ca să spunem, a poporului lui Israel, le poate răni conștiința, le poate trezi conștiința, îi poate aduce la, la cunoștința de sine și îi poate răni în orgoliu acela de popor sfânt care avea o misiune de îndeplinit, dar misiunea se transformase în cu totul altceva și în felul acesta știa că este singurul mod de a-i trezi la realitate. Ei, în momentul când Cirus le-au dat vasele în timpul lui Zorobabel și s-au întors la Ierusalim, Zorobabel va reconstitui templu și toate vasele acelea vor ajunge din nou la templu, iar mai târziu același templu frumos, plin de aur, plin de frumusețe, cum l-a făcut Solomon când strălucea soarele, se vedea peste fața la toată cetatea Ierusalimului, sluau ochii, credeai că mai este încă un soare, va fi dărâmat până în temelii, cum spune Mântuitorul, piatră din tine nu va rămânea. Și evreii trimiși răspândiți în diaspora, cum spunem noi, împrăștiați pe tot pământul, se petrece această întâmplare și la anul 64, în timpul lui Claudiu, și apoi la anul 70, Vespasian vara,